Elevii claselor a 12-a care au participat la testarea pentru bacalaureat scapă de emoții. Astăzi vor fi anunțate rezultatele simulării naționale pentru examenul maturității la probele scrise. Prin această testare organizată în perioada 27-30 martie, Ministerul Educației și-a propus familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real și optimizarea rezultatelor obținute de aceștia la finalul studiilor liceale. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, privind prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesorat. Notele nu se contestă și nu se trec în catalog.